se chiamă pe el? Se chiamă pe Oana. Oana, poți să vii, te rog. Doamnelor autoare, domnule autor, Radu. Să preiau eu cumva continuarea introducerii, bineînțeles, când bine ați venit. În primul rând și, mă rog, și în al doilea rând, de ce este acest proiect numit Centenarul Femeilor din Arta Românească? Firește că am avut prilejul de a ne uita în acest cadru centenar la, până la urmă, în a explora și a exploata patrimoniul material și imaterial al artistelor femei. Pentru că, după cum cunoașteți foarte bine, sunt destul de puține femei care au apucat să intre în expunerile permanente ale muzeelor de artă de pe teritoriul României. Prin urmare, acest fenomen, care nu ne aparține neapărat nouă, de recuperare, să spunem așa, deși și acest termen este cumva destul de vulgar, poate, este început această recuperare, dacă vreți să spun așa, în anii 70, nu-i așa, în lumea occidentală, a ajuns și în și în România, cu oarecare întârziere sau nu, nu știu să vă dau neapărat niște date, dar cred că, într-un fel, am depășit acel moment de activism recuperator, adică mă refer aici la momentul în care femeile, nu așa, erau mai curând în mișcarea activistă artistică și iată că putem, poate și cu acest prilej, să ne uităm la un rol pe care femeia l-a jucat inclusiv în arta românească, ca artistă sau ca istoric de artă, de-a lungul acestei sute de ani. Pot să vă spun personal că în acest arc de timp, de cum spunea colega și partenera mea, Oana Năstui, în care am început să coordonăm, ca să spun așa, diverse activități legate de acest subiect, am întâlnit o serie întreagă de nume de femei care mie și colegilor pe care îi consultam le erau necunoscute sau uitate între timp, deși au fost la un moment dat poate cunoscute și cred că și în cele două volume pe care le-am avut până acum publicate, le pregătim pe cel de-al treilea, o să le găsiți în afara acelui index de artiste care a ajuns, iată, la acest al doilea volum, la un număr de 2850. Am încercat cumva să vedem cine sunt, în primul rând, aceste femei, adică să avem totuși nume pentru un ordin de număr și de nume pentru aceste femei care au fost active în acest ultim secol de artă din România. Bineînțeles, nu ne-am uitat doar cantitativ, ne-am uitat și calitativ, pe urmă să vedem și ce fel de premii, cu ce fel de premii au fost ele premiate, care au fost momentele de, să spunem, de vârf în care ele și-au făcut apariția simțită în arta românească, simțită nu doar prin expoziții, ci și prin monografii, cataloge și albume editate și care le-au consacrat unele dintre ele. Dar continuând mai departe, am, ca să spun așa, o primă relatare pe care o fac și apoi ca și moderator al discuției. Observație care vine din faptul că o parte întreagă dintre aceste destine de artiste au fost dramatice, ca să nu spun tragice. M-am întâlnit cu inclusiv studiile
autorilor, care multe dintre ele remarcă uneori pe locuri, alteori mai pe larg, tocmai această această greutate a artistelor de a fi femei. Dacă putem să facem o comparație, deși e firește poate incorrect să comparăm artiști femei versus artiști bărbați, dacă artiștilor bărbați era poate oricum greu să fie la un moment dat creativ, să spunem, și să-și arate creativitatea în domeniul artelor, vă dați seama, unor artiste femei poate le-a fost cu mult mai greu, pentru că firește și societățile erau diferite, poate mai macho, mai patriarhale, mai, putem să le spunem cum vrem, un acces mult mai dificil pentru femei, dar asta se simte inclusiv în destinele unora dintre artiste. Am citit cu mare interes și studiile făcute de Luisa Barcande, prima dintre invitatele la discuție, și o să vedeți și acolo niște destine marcate foarte puternic de istorie, de destine personale, de relația cu diverse epoci și cu diverse momente până la urmă care le-au fost defavorabile artistelor. Înainte de a încheia, vreau să spune că iată, avem cel de-al doilea volum care conține de această dată un număr de 8 autori, mai multe studii care privesc până la urmă fenomenul acesta al prezenței artistelor în arta românească din mai multe puncte de vedere. N-am încercat să avem o singură linie, să zicem, sau o singură perspectivă. Unele studii analizează firește un autor sau o autoare sau o altă autoare, altele analizează fenomene stilistice și lucruri care țin de, să spunem, periodizări sau poate de lucruri care țin într-un fel sau mai mult legate de curente sau de perioade din arta românească. Aș mai spune doar că ne pregătim pentru cel al treilea volum, cum spuneam. Sper să reușim să ajungem la un moment dat să determinăm și noi la rândul nostru prin expozițiile pe care le-am făcut până acum. Am adus lucrări din depozitele muzeelor și din colecții private, punându-le alături, deci lucrări care nu au fost până atunci cunoscute sau văzute vreme de mai multe decade, să le facem cunoscute. Cred că este, dacă ar fi să ne uităm la un depozit de muzeu, artistele sunt poate la periferia unui depozit, în sensul în care ajung să fie explorate și exploatate aceste opere. Sper ca atunci când unele muzee își vor reface expunerea permanentă să includă cât mai multe din aceste artiste femei, pentru că așa cum ne arată diverse studii de specialitate din mai ales din lumea occidentală, vedem că ele, procentul artistelor femei este unul redus. Studiile care s-au ocupat firește de muzeele mari, de Tate, de MoMA și așa mai departe, arată că procentul este 80% bărbați sau 85-87% bărbați, restul sunt artiste femei. Deci, prin urmare, e mult de lucru pentru a îndrepta și această nedreptate, dacă putem să o numim ca atare. Închei aici. Sper să putem modera și să avem și o relație cu dumneavoastră. Vă cunosc pe marea majoritate a voastră și știu de ce sunteți aici. Sper să aveți
acesta accelerat de schimbare, poate chiar și de răsturnarea valorilor. Acești oameni nu mai expuneau decât rare ori, foarte rar se mai amintea despre ei și chiar frustrarea aceasta o percepeam ori de câte ori intram în atelierele lor. Discuțiile cu ei au fost extrem de interesante pentru că eu practic am cunoscut o lume la care nu puteam să am acces. Și i-am cunoscut pe ei adesea și recomandându-se unul pe celălalt. Și pot să vă relatez că așa am cunoscut-o pe Meti Wexler-Dinu, pentru că am ajuns în atelierul Mariei Constantin, care era o ființă extrem de retrasă și de modestă, în ciuda faptului că nu avea de ce să fie modestă, era o artistă extrem de înzestrată, dar niciodată nu vorbea despre ea. Și eu încercam să îi puneam întrebări și încercam să aflu câte ceva despre ea și ea spunea, dar pe Meti Wexler-Dinu o cunoști? Nu, nu o cunosc. Trebuie să o cunoști pe Meti. Era prietena ei cea mai bună, desigur. Sigur că era și poate exista o doză de subiectivitate în această intenție ei de a mi-o prezenta. Am cunoscut-o pe Meti Wexler-Dinu, cea mai vârstnică dintre artistele din grupul respectiv. Meti Wexler-Dinu, pentru cei care nu știți, a trăit aproape 107 ani. S-a stins în 2016, în iulie 2016 și întâlnirea cu ea a fost întâlnirea cu o lume, într-adevăr, pentru că personalitatea ei era absolut seducătoare, era o ființă seducătoare și am aflat lucruri incredibile. Ceea ce am publicat în volumul 2 din Centenarul Femeilor din Arta Românească este un interviu inedit cu Meti Wexler, pe care l-am realizat în 2009, atunci când îi deschideam o expoziție personală cu lucrări pe care le realizase în Grecia și la Balcic. Și lucram la televiziune pe vremea aceea, am filmat cu camera, de fapt Alexandru ne-a filmat, eu i-am luat interviul, intenționam să-l difuzez cumva într-o formulă sau alta, n-am reușit să o fac, el a rămas undeva uitat, transpus pe un DVD. Și atunci când Cosmin mi-a vorbit despre volumul acesta și m-a invitat să colaborez, a fost extraordinar. Și am zis, acum, într-adevăr, pentru acest volum a fost el pregătit și a găsit în sfârșit locul. Lidia Nancuischi este o altă artistă despre care s-a vorbit extrem de puțin și care, totuși, în epoca de pline ei activități, nu a fost o artistă necunoscută. A fost o artistă apreciată, nu foarte, nu expunea foarte des. Lucrarea a avut destul de multe, dar a expus extrem de rar. Ea a fost mama lui Alexandru Nancu, pictorița Lidia Nancuischi a fost mamă, deci el venea dintr-o familie de artiști. Așa încât eu am avut acces la opera ei pe deplin și desigur la toate documentele de familie. Și m-a impresionat foarte tare că, cunoscând-o totuși, prinzând-o în viață, am știut destul de puține lucruri despre ea, pentru că pe foarte multe nu a vrut să le spună. După trecerea ei și a fiului ei, reluând aceste acte, am descoperit un destin aproape tragic, aș putea să spun, pentru că Lidia Nancuischi a fost unul dintre basarabenii nevoit să se refugieze, născută în 1918, deci este născută în anul Marii Unirii, anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea ei și a fost unul dintre basarabenii obligați să se refugieze în România, după aceea obligați să se ascundă pentru ca să nu fie expulzat din nou în Basarabia. Și acest destin a influențat, poate chiar și opera într-o oarecare măsură. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am descoperit atunci, cercetând aceste acte, sunt incluse în volum. Am descoperit o artistă care a făcut un fel de joc dublu, dacă vreți, așa cum mulți artiști din epoca respectivă, în perioada comunistă, au fost nevoiți să-l facă. O artistă care a expus pentru că a pictat în așa zisul stil realist-socialist, respectând doar tema, doar indicația de temă, dar niciodată stilul. Și inteligența cu care a reușit să facă acest joc așa încât să nu fie cu totul expulzată din lumea artistică,
m-a impresionat, pentru că, pe de altă parte, în clipa în care și-a regăsit suflul artistic propriu și libertatea proprie, a dat lucrări de extraordinară calitate. Nu știu ce se vede acolo pe ecran, nu am fost foarte atentă. Ele, un caracter de imagine din opera celor patru artiste, unele dintre ele sunt documente inedite. Sunt documente inedite, da. De exemplu, să vă spun câte ceva despre ele. Acestea sunt legate de Medi Vexterdinus, sunt niște acte, de pildă o legitimație de la Școala de Arte Frumoase din 1929. Carnetul ei de student se numea Școala de Arte Frumoase din București. Mi s-a părut interesant că aflăm și cum se numeau instituțiile în epoca respectivă. Așa, să vedem. Așa, este o poză cu primul ei iubit pe care îl chema Teodorescu, din Medi Vexterdinu, pe la vreo 20 și un pic de ani, nu mai știu, cred că e datat acolo fotografia. Am găsit-o tot între documentele de familie pe care mi le-a încredințat ea și cu nepoata ei. Aceea era lucrare de la Balcic, acesta este o lucrare tot a lui Medi Vexterdinu, de la Sulina, o acoarelă, pentru că ea a fost o acoarelistă, ca și Maria Constantin, de altfel. Maria Constantin cu fiica ei, Mihaela Constantin, tot artist plastic, trăiește la Paris. Maria Constantin și Veronica Porumbacu. Maria Constantin a fost sora poetei Veronica Porumbacu. Se reiau sau... Da, cam asta au fost. N-am apucat să... Așa, este o fotografie cu Alma Redlinger și Medi Wexler la expoziție, una dintre expozițiile personale ale Almei Redlinger, cred că cea de la Dallas. Așa, aici este Maria Constantin cu Eva Cerbu și cu Alma Redlinger. Aici Medi Vexterdinu, Gheorghe Dinu alias Ștefan Rol, împreună cu Maria Constantin. Fotografie din familia Mariei Constantin. Aici este Lidia Nancuischi. O să vă spun câteva lucruri despre Lidia Nancuischi în atelierul, e casa atelier din strada Căderea Bastiliei, în ultimii ani de viață, când a lucrat până în 2003, anul în care a murit. Lidia Nancuischi în Basarabia, înainte de refugiu. Aici este un autoportret al artistei. Ce este uluitor, că eu acum voi sar de la una la alta pentru că mă obligă și imaginile. La Lidia Nancuischi este uluitor faptul că a reușit să lucreze în foarte multe stiluri, rămânând în același timp Lidia Nancuischi. A experimentat cam toate stilurile care erau în vogă, să zicem, în perioada aceea. Acesta este un portret. Este o lucrare care se intitulează Familia și care îmi sugerează mie, de fapt, un fel de autoportret de familie. Tot al Lidiei Nancuischi. Lucrare din ultima perioadă, că vă spuneam că a lucrat în multe feluri și cred că vă puteți da seama și din aceste imagini. Un portret al Lidiei Nancuischi, în jurul vârstei de 30 de ani, Lucia Ioanid. Așa, trebuie să vă spun ceva despre Lucia Ioanid. Când am cunoscut-o pe Lidia Nancuischi, mi-a spus așa, eu am avut o prietenă foarte bună. Cea mai bună prietena mea se numea Lucia Ioanid. Era pictoriță și, din păcate, am pierdut-o foarte devreme, a murit. N-am apucat să ne bucurăm foarte mult de această prietenie. Și uite fotografia ei. Fotografia era asta într-o ramă. Mai târziu, stând de vorbă și cu Medi Wexler, îmi spune... povestindu-mi despre prima incursiune a ei la Balcic, îmi spune, m-a trimis Sindicatul Artelor Frumoase și mi-au spus că voi sta în cameră cu domnișoara Lucia Ioanid. Și nu, zice ea, nu numai în aceeași cameră, chiar în același pat am dormit cu Lucia Ioanid. Și m-a frapat această coincidență, zic, uite, artiste din generații atât de diferite au cunoscut-o pe Lucia Ioanid, dar eu nu știu nimic despre Lucia Ioanid. Și am mai trecut ceva timp, am început să caut, atunci când organizam expoziția retrospectivă Lidia Nancuischi, care a avut loc anul acesta la Biblioteca Academiei, a avut loc o expoziție personală retrospectivă și o lansare de album monografic, și căutând în lucrările Lidiei Nancuischi, am găsit la un moment dat două care nu păreau deloc să fie ale ei. Și luându-le așa la șters de praf și așa, am descoperit că pe dosul lor scria Lucia Ioanid. Am găsit două lucrări de ale Luciei Ioanid, printre aceasta și cea cu portretul de copil, cea de aici.
Atât. Și am zis, acum cum să fac eu să încerc să alcătuiesc un cât de cât, să creionez un portret al Luciei Ioanid, plecând de la o fotografie și două lucrări pe care le-am găsit. Eu nu știam aproape nimic. Am găsit un articol al lui Tudor Octavian și mai târziu, spre vară, când trebuia deja să alcătuiesc materialele pentru carte, m-a sunat doamna Florica Cruceru să-mi ceară niște informații și eu așa într-o doar am întrebat-o, nu mă puteți ajuta și pe mine cu niște informații despre Lucia Ioanid? Și zice, păi cum să nu, zice, noi la Constanța am primit o donație de la fratele ei, Costin Ioanid, și am alcătuit un catalog. Vă trimit catalogul. Și așa am aflat eu cam toate datele biografice ale acestei artiste, cred că poate dintre toate cea mai uitată, cea mai părăsită și care cred că ar merita cu adevărat un gest de recuperare. Mă gândesc poate și la cele lucrări care se află în Muzeul de Artă de la Constanța și care poate la un moment dat ar putea să facă subiectul unei noi expoziții pentru a o cunoaște din nou pe Lucia Ioanid. Nici nu știu, cred că am sărit de la una la alta. Sunt foarte multe lucruri de spus, nici nu știu ce să vă spun mai întâi. Ce a spus Cosmin este adevărat. Sunt atâta, o să închei cu asta, o să vă spun că sunt patru destine artistice marcate într-adevăr de istorie, în multe feluri. De istoria mare sau de istoria personală, aproape că nici nu mai are importanță, sunt patru destine care, într-un fel sau altul, nu ne pot lăsa indiferenți, pentru că aceste persoane, aceste artiste, nu doar ca artiste cred că sunt importante și că merită atenția noastră, ele sunt o școală de pictură în sine, fiecare dintre ele poate fi considerat o școală de pictură în sine. Cred că mai mult decât atât, ele sunt niște personaje extraordinare care merită să-și recapete locul lor în istoria mare sau în istoria mică, indiferent cum am privit lucrurile. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc încă o dată, Cosmin, pentru prilejul de a le readuce cumva la viață, chiar aș putea să spun. Veți putea revedea o parte din aceste lucrări la care vă face referire în următoarea expoziție a acestui proiect, pe care pot să anunț acum într-o oarecare avantpremieră, din probabil luna martie, cum obișnim să sărbătorim Ziua Femeii pe 1 și pe 8, mă rog, dedicate celor două sărbători cu caracter feminin, vom deschide la Castelul Cantacuzino din Bușteni cea de-a treia expoziție în care vom aduce cu împrumut și lucrările la care se pune pe ele. Mulțumesc foarte mult! Cu drag! Sper să avem partea de dialog pe final și să adresați autorilor întrebări. Radu Popică este muzeograf curator la Muzeul de Artă din Brașov. Este de altfel colegul și partenerul de expoziție Centenarul Femeilor din Arta Românească de la Brașov, în care a alcătuit firește o componentă importantă a acelei expoziții dedicată artistelor din Brașov sau din depozitul Muzeului din Muzeului de Artă Brașov. Și îl invit să ne vorbească acum despre studiile pe care le-a făcut legate de, iată, două artiste importante, Elena Mureșanu și Elena Popea. Vom schimba locurile pentru un moment. Bună seara! Vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi astăzi, seară. Elena Mureșanu și Elena Popea, două artiste importante pentru arta brașoveană, dar la un mod mai general sunt, din punctul meu de vedere, cel puțin importante și pentru arta românească, fiind deschizătoare de drumuri în acest domeniu al prezenței femeilor în artă. Am beneficiat în studiul pe care l-am pregătit pentru volum de cercetările întreprinse cu prilejul expozițiilor organizate în 2008 și 2010, expoziții dedicate celor două artiste. Așa m-am gândit că ar fi poate interesant de a realiza în acest studiu o analiză comparativă a prezenței în viața artistică și apelului în care și-au impus statutul de artist contemporanilor cele două artiste. Asta cu atât mai mult cu cât ele proveneau din același mediu social, cel al elitei românești a Brașovului. Elena Mureșanu era fiica
negustorului Ioan Popovici, iar Elena Popea era fiica unui important profesor brașovean, Ioan Popea, care timp de zeci de ani a predat limba și literatura română la Gimnaziul Românesc din Brașov, astăzi Colegiul Național Andrei Șaguna, care cred că ați auzit. Prin abordarea din studiu m-am apropiat de domeniul sociologiei artei. Consider eu, deși trebuie să spun de la început că n-am niciun fel de cunoștințe sociologice. Mai întâi despre Elena Mureșan. Ea a ales să studieze la Viena, așa cum făceau majoritatea artiștilor transilvaneni în secolul XIX. De ce Viena? Deoarece se bucura de un prestigiu foarte puternic în Transilvania ca centru al academismului european. Iar Elena Mureșanu avea un exemplu în oraș pe Mișu Pop, faimosul său concitadin, care studiase tot la Viena. În 1884 a sosit la Viena, unde s-a ciocnit de aceleași obstacole pe care le întâlneau toate femeile care, la sfârșitul secolului XIX, decideau să urmeze o carieră artistică. Nu a fost admisă la Academia de Arte Frumoase, pentru că femeile nu erau încă admise la această prestigioasă instituție. Ca atare, a studiat la Școala de Arte și Meserii, unde și aici, așa cum se obișnuia pentru femei, erau îndrumate către genuri și tehnici considerate minore. Cele două lucrări provin din această perioadă. Și, ca exemplu, că așa stăteau lucrurile, cazul său este foarte elocvent. Abia în ultimul an de studiu a învățat și să picteze în ulei, și asta nu în cadrul școlii, ci frecventând atelierul pictorului bucovinean Epaminonda Bucevski, care se afla și el atunci la Viena. Elena Popea, cu o educație mult mai puțin formală și, foarte important, spre deosebire de Elena Mureșanu, Elena Popea nu a trebuit să ceară permisiunea pentru a studia arta. Elena Mureșanu mărturisește într-o scrisoare că doar la intervenția viitorului său soț Aurel Mureșanu, tutorele său legal, Gheorghe Nica, i-a acordat permisiunea de a studia artă. În cazul Elenei Popea nu putem vorbi de așa ceva. Ea a ales să devină artistă și nu s-a opus nimeni. În cazul Elenei Popea, acea educație mai puțin formală despre care v-am spus, a constat în un timp petrecut în colonii artistice și, de asemenea, la Paris, a frecventat atelierul lui Lucien Simon și Academia de Pictură din Montparnasse a lui André Lhote. După cum puteți vedea, o cu totul altă educație artistică, deși distanța dintre cele două artiste este destul de mică. Cele două lucrări provin din perioada de început și deja lucrările spun mult de diferența dintre aceste două artiste. În ceea ce privește prezența în viața artistică, Elena Mureșanu, după ce a revenit de la studii, a avut foarte puțin timp să se dedice artei, asta și pentru că avea îndatoriri familiare, dar și pentru că s-a implicat în conducerea Gazetei de Transilvania, ea intrând prin căsătoria cu Aurel Mureșanu, în renumita familie Mureșanu, și totodată trebuie spus că a avut o singură prezență într-o expoziție în 1897, când a fost prezent aici la București într-o expoziție a cooperativelor. Doar atât. A călătorit foarte rar, a părăsit foarte rar Brașovul. Și ajungem la Elena Popea, care este un exemplu de cu totul altă factură. O prezență foarte activă în expoziții, a participat la expozițiile tinerimii artistice și la salonul oficial și, de asemenea, a expus și la salonul de toamnă din Paris. Și a fost o călătoare neobosită, așa cum puteți vedea în lucrările de pe ecran, străbătând toată Europa și Orientul apropiat.
În țară a lucrat de multe ori la Bran, unde a fost adesea oaspetele reginei Maria la castel. Și lucrările sale dovedesc și acest lucru. În ceea ce privește creația celor două artiste, Elena Mureșanu a rămas practic întreaga sa carieră tributară academismului. Unele abateri de la această supremație a academismului se pot vedea doar în lucrările dedicate celor apropiați, cum sunt cele două portrete, cel al fiului și cel al fiicei, unde se simte un pic spiritul artei din preajma anului 1900. Cu totul altfel stau lucrurile în cazul Elenei Popea, care a pornit de la impresionismul german, a evoluat spre post-impresionism, prelând sub influența lui Lucien Simon și tematica bretonă, iar apoi, sub influența lui Lot, a resimțit și o mică influență a cubismului, o influență, să-i spunem, îmblânzită a cubismului. După cum puteți vedea, o cu totul altă creație care ar putea fi caracterizată drept un modernism sintetic. Cele două artiste, despărțite deci de 17 ani, de o perioadă scurtă, constatăm că au avut, s-au confruntat cu totul alte mentalități și cu alte posibilități de a se afirma în calitate de artist. Acum, să nu mă înțelegeți greșit, pentru a răspunde la un posibil contraargument în avans, îmi dau seama foarte bine că ele erau foarte diferite ca personalitate, dar dacă ne imaginăm o Elena Popea mai în vârstă cu 17 ani, n-ar fi avut cu aceeași ușurință un traseu atât de extraordinar cum a avut ea în calitate de artist. Asta. Despre asta este vorba în studiul pe care îl veți regăsi în volum. Mulțumesc, Radu. De scaunul, facem din nou schimb. Cu siguranță vă invit în schimb să vedeți Muzeul de Artă de la Brașov, unde îl regăsiți pe Radu Popică în unele lectururi ghidate pe care le face acolo și acolo veți putea, sigur, că întâlni și lucrările celor două artiste. Nu știu dacă sunt acum în expunere. Doar Elena Popea și nu este de mult, apropo de ce ziceai la început, așa este. Ele au o prezență mai mică în expozițiile permanente. Acum câțiva ani am inclus două lucrări ale Elenei Popea în expoziția permanentă. Până atunci nu figura nicio femeie în această expoziție. Aplaudăm încă o dată acest gest și sperăm să se lărgească această fereastră de înspre depozit, pentru că din depozitul muzeului, cum spuneam, am arătat un nucleu solid de artiste în expoziția temporară de acolo și cred că multe dintre ele își pot găsi locul în expunerea permanentă. O să-l invit acum pe Cristian Vasile, cel deja al doilea colaborator pentru acest proiect, însemnând că a avut o colaborare și în primul volum. Această prezentare îi aparține, este legată de una dintre artistele, să spunem, importante, care au beneficiat de expoziții și de expunere, să spunem, mediatică în ambele perioade, nu-i așa, istorice. Margareta Sterian, îi dau cuvântul lui Cristian Vasile. Vă mulțumesc mult. Comunicarea mea nu aduce foarte multe noutăți documentare, deoarece, în general, s-a scris despre biografia intelectuală și artistică a Margaretei Sterian, nu pe atât de mult pe cât ar fi trebuit, dar totuși, în linii mari, să spunem, biografia ei a fost creionată, măcar în liniile esențiale. În schimb, voi încerca în prezentarea mea să identific un sens al existenței sale artistice, precum și o încercare de situare în cadrul acestei arte feminine și în contextul acestui centenar în care le plasăm și pe femeile artiste. Prin urmare, narațiunea mea e, și o veți regăsi și în volum, e construită în jurul câtorva întrebări. Unde poate fi aplasată din punct de vedere artistic, cultural, ideologic și ce a reprezentat în arta românească.
Evident, m-au interesat și tentativele de instrumentalizare și din acest motiv am scos la iveală mai ales cazurile flagrante, mai ales după 1990, în care este pusă alături de o întreagă comunitate pentru a fi mai mult sau mai puțin blamată sau scoasă în evidență într-o manieră nepotrivită. În plus, ajuns la acest aspect, mai adaug că m-am ocupat și de identificarea etnică, după cum o spune și titlul, o biografie fracturată și recuperată, Margareta Sterianu, artista lumii românești și evreiești. De ce identificarea etnică, atât ca stigmat, ca afirmare personală, cât și ca raportare postumă, căci Margareta Sterian a fost, cum știți, revendicată după 1989 atât de arta, cultura românească, dar și de comunitatea evreiască. Prin urmare, Margareta Sterian s-a născut într-o familie evrească cu numele Weinberg, fiind însă creștinată și botezată. Nu s-a scris prea mult despre biografia Margaretei Sterian, biografia politică a ei, poate și pentru că nu a fost un caz, să spunem, politico-artistic spectaculos. Adică nu a trecut printr-o demascare publică, atât de publică, precum a fost cea Miliței Pătrașcu, de exemplu, sau nu a fost un caz care să fie în atenția, să zicem, opiniei publice printr-o mediatizare politică incriminatorie de proporții importante. Așa se face că Margareta Sterian, denunțată și ea pentru cosmopolitism și chestionată brutal pentru legături cu cultura americană, nu a beneficiat mereu de atenția istoricilor. De altfel, uitându-vă la selecția de ilustrații pe care am pregătit-o apropo de cosmopolitism și pro-americanism, veți vedea că am și reprodus, am și pus antologia de poezii din lirica americană pe care a coordonat-o și a tradus-o. Sunt, de fapt, două ediții. Ea a fost și în Statele Unite, la New York, veți vedea aici în ilustrații interior de bancă, în Manhattan, Central Park. Prin urmare, sigur că după 1947, astfel de lucrări puteau fi lesne incluse în categoria artei decadente și așa mai departe. Mai este un lucru. Margareta Sterian, nu surprinzător sau aparent surprinzător, nu este menționată în cele mai importante sinteze de istorie a artelor din epoca postbelică. În prima ediție am verificat a lucrării Magdei Cârneci, nu apare. Cred că nici în ediția a doua. Acum am fost la salonul de carte Gaudeamus, o carte foarte importantă, cea a Monica Enache, despre arta din timpurile realismului socialist, o amintește doar de câteva ori și cumva e lesne de înțeles, pentru că Margareta Sterian, de fapt, nu s-a identificat cu realismul socialist, de altfel și mai degrabă s-a retras, nu a fost foarte prezentă în anii 50. Deci, cumva, e explicabilă, să spunem, această menționare fugitivă din lucrările istoriografice. De altfel, ea picta, și nu știu dacă am reprodus, nu știu dacă am pus în selecție, în 1952-53, în epoca stalinismului dezlănțuit, Margareta Sterian picta interior de mănăstire. Alte ori, atunci când biografia sa a fost totuși scoasă în evidență, ceva mai consistent, a fost criticată pentru, și citez exact, strabism estetic,
din cauza unor afirmații considerate discutabile, vizând mai ales rolul artiștilor de avangardă în arta autohtonă, îndeosebi cel al lui Marcel Iancu. Cred că Mihai Pelin folosește această incriminare, această sintagmă. De altfel, Margareta Sterian colaborase intens cu Marcel Iancu. Ați recunoscut poate în imagini un portret al Margaretei Sterian realizat de Victor Brauner. Margareta Sterian e un caz interesant pentru că, deși despărțită de Paul Sterian, de soțul ei, a continuat să-i poarte numele și ulterior, în mai multe situații, destinele lor cumva s-au încrucișat, s-au intersectat. Asta și datorită anturajului comun din perioada mariajului. Marginalizarea și pierderea proprietăților au fost aspecte cu care de altfel s-au confruntat amândoi. La fel ca și Paul Sterian, care era poet, scriitor, economist, membru al Asociației Criterion și așa mai departe, îi cunoștea de la finele anilor 20 și din anii 30 pe Eliade, pe Vulcănescu, pe Petru Comarnescu, pe Mircea Vulcănescu. De altfel, romanul lui Sebastian, cum poate știți, de 2000 de ani, a fost ilustrat de Margareta Sterian. Sebastian o și amintește în jurnalul lui ca pe o prietenă foarte apropiată. Margareta Sterian participase, la fel ca și Paul Sterian, la cercetările monografice, și ăsta e un aspect foarte important, care iarăși a fost neglijat în istoriografie și este neglijat, și chiar în lucrările monografice recente. Margareta Sterian, împreună cu Paul Sterian, participaseră la campania școlii monografice, școlii sociologice a lui Gusti, în 1929 la Drăguș, în satul Drăguș. Puteți vedea în ilustrații, chiar uitați, ciclul de portrete copii din Drăguș. Să lași pe slideshow. Picturi realizate atunci. A fost și o expoziție foarte importantă în București după campanie. Să dai slideshow. Cei doi, atât Paul cât și Margareta, fuseseră împreună în Franța între 1926 și 1928. Au fost căsătoriți până când Paul Sterian a cumva alunecat spre dreapta extremă, spre dreapta radicală, cu accente antisemite, inclusiv sub influența lui Nae Ionescu. Cumva simptomatic pentru biografia lui politică, pentru biografia politică a lui și în general pentru profilul lui Mircea Eliade și modul în care amintește de soții Sterian în jurnalul său, în amintirile sale. Eliade cumva pune despărțirea celor doi pe seama unui alt tip de nepotrivire. Vorbește despre pasiunea secretă a lui Paul Sterian pentru pictură, concurându-și cumva soția, și acesta ar fi fost până la urmă și un motiv de despărțire. Lucrurile sunt mai complicate pentru că deja la mijlocul anilor 30 Paul Sterian alunecase spre dreapta radicală. Acum, după 1940, în timp ce Margareta Sterian era pe cale să piardă totul și chiar a și pierdut proprietăți, atelierul, casa, dreptul de semnătură din cauza legislației rasiale, antisemite, Paul Sterian, dimpotrivă, a ajuns în guvernul Antonescu și nu oriunde, a ajuns demnitar în Ministerul Economiei și Ministerul de Finanțe. Și vedem acum din documente, sunt și, de fapt, ministerele care, din păcate, au asigurat logistic politici de implementare a Holocaustului. Și asta cumva am intuit-o și din jurnalul lui Mihail Sebastian,
și discuțiile dintre cei doi, dintre evreul persecutat Sebastian și Paul Sterian, vechii prieteni, sunt extrem de dezagreabile și practic Paul Sterian uitase de prietenia lui cu el și nu-l mai ajută deloc, ba dimpotrivă. Acum avem și proba documentară a acestei nefericite implicări în indemnități importante într-un regim dictatorial. Păstrând proporțiile, cumva cazul Paul Sterian poate fi comparat cu un caz care s-a discutat, mai cunoscut, care s-a discutat în presa noastră culturală, cazul Mircea Vulcănescu, care avea o poziție și mai importantă în Ministerul Finanțelor ca subsecretar de stat și care chiar a fost condamnat pentru crime de război după 1945. Paul Sterian a fost anchetat după 1948 inclusiv pentru apropierea lui de mișcarea ortodoxă Rugul Aprins, în care poetul Vasile Voiculescu a și fost condamnat la 5 ani. Vasile Voiculescu era un prieten comun al familiei Sterian, Margareta Sterian îl cunoștea foarte bine și ca un omagiu la peste două decenii de la moartea lui, Margareta Sterian a tradus în limba engleză și a editat ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în versiunea lui Vasile Voiculescu. Mai trebuie spus că în acest context, că apropo de aceste procese și anchete penale, că totuși, la fel ca un Tudor Vianu și la fel ca alți intelectuali, Margareta Sterian a exprimat totuși o anumită solidaritate umană și față de un alt poet care avea cumva conștiința ceva mai încărcată față de Nichifor Crainic, care, cum știți, avusese și el demnități în același guvern ca și Paul Sterian. Crainic, care la finele lui 1947 este arestat și anchetat, în favoarea căruia totuși Margareta Sterian punctual depune mărturie, evident, fără a împărtăși opiniile politice. Nichifor Crainic fusese ministru al propagandei în guvernul Antonescu, cel care o deposedase pe Margareta Sterian practic de toate drepturile. Acum, câteva cuvinte în continuarea acestei biografii, chiar în aceste vremuri de restriște. Istoricul de altă, Vasile Florea, unul dintre cei care au schițat biografia Margaretei Sterian, ne ajută cumva să înțelegem mai bine cele trăite de artistă în timpul acestor dictaturi, legionară, antoneștiană, în general pronaziste și sub dictatura comunistă. Și el spune, și am să-l citesc pentru că sintetizează foarte bine situația: anii războiului au fost tragici pentru Margareta Sterian, deși verii ei sunt îngropați în monumentele eroilor din cimitirul Filantropiei, iar ea fusese botezată de Galaction, preotul ortodox. Pictorița era o personalitate prea cunoscută pentru a scăpa de represaliile antievreiești de după 1940. I se confiscă locuința, pierde agoniseala tatălui, evreu de origine, și chiar este silită să se despartă de o mare parte din propriile lucrări în avatarul deselor mutări din casă în casă. Acuzată de relații cu americanii, în perioada de după 1945 i-a apăruse și o antologie de poezie americană tradusă de ea și anchetată pentru aceasta în beciurile prefecturii poliției, demascată în adunările sindicale ale asociației profesionale a cărei membră fondatoare fusese, pentru cosmopolitism și pictură decadentă, pictorița este silită să se retragă de pe scenă, de pe scena artistică. Am încheiat citatul. Ați văzut și eu, apropo de aceste uniuni de asociații profesionale, ați văzut o carte de USAS, a Uniunii Sindicatelor Artiștilor și Scriitorilor și Ziariștilor. Acum, știm din mărturii convergente că Margareta Sterian a fost cuprinsă de deprimare.
dar nu a renunțat la profesiunea ei, a continuat să picteze. Chiar dacă și-a făcut și-a exercitat această profesiune în alte, în alte forme. Și e interesant, am găsit mărturia nepoatei sale și a finei sale, actrița Raluca Sterian, care își amintește următoarele despre nașii săi, Paul și Margareta. În 1947, unchiul Paul se recăsătorește și el. Prima lui soție, Margareta, nașa mea, făcuse, se pare, o depresie. Cum e pasionată de meseria ei, de pictoriță, nu o văd prea des. Era în 1947. Erau timpuri de depresie și pentru că artista putea observa cum prigonitori de-ai săi din timpurile regimului pronazist acum își schimbau culoarea. Cum de totuși n-a trecut prin universul concentrațional, se pare că Mihail Sebastian, Mihail Sadoveanu a intervenit în favoarea ei. Acum, apropiindu-mă de încheiere, trebuie spus că întreaga familie Sterian, de fapt, a fost urmărită de acest stigmat al asocierii cu puterile occidentale, anglosaxone, cu americanii, cu britanicii și așa mai departe. Am detaliat cumva în carte, veți regăsi în studiu mai multe detalii, nu insist aici. Mi-a atras atenția relația ei specială de prietenie cu Petru Comarnescu. Cum știți, mai ales din cartea lui Lucian Boia, despre agentul Anton, Petru Comarnescu, Petru Comarnescu a fost șantajat și a ajuns, cum arată și Lucian Boia, a ajuns un delator al securității, sub presiune, și am văzut și eu cu multă groază la CNSAS cele, cred că sunt 7 volume foarte groase, de turnătorii, de delațiuni. Ei erau foarte buni prieteni, de altfel antologia de poezie americană îi se și datorează, adică Margareta Sterian a și realizat-o la îndemnurile și cu susținerea lui Petru Comarnescu. Deși în delațiunile lui Petru Comarnescu acoperă în general arii vaste ale spațiului cultural, n-am găsit până acum note informative despre Margareta Sterian, ceea ce merită semnalat. Deci anumite prietenii s-au păstrat și, să spunem, detalii ale acestei prietenii au fost păstrate departe de ochii poliției secrete. În schimb, Petru Comarnescu a dat detalii, a dat de bine despre o altă prietenă a lui și a Margaretei Sterian, pictorița Magdalena Rădulescu. Veți regăsi în ilustrații un portret al Margaretei Sterian realizat de Magdalena Rădulescu, care era însă exilată în Occident și nu mai intenționa să revină în țară, deci chiar informațiile date securității nu o mai puteau afecta și oricum erau de bine, să zicem așa. Deși, în multe cazuri, și aceste informații de bine descoperim acum că, până la urmă, au dăunat și au făcut rău. Acum, ca încheiere, la concluzii, încercând să rezum, trebuie să spun că impresia mea e că, și revenind la una din întrebările formulate în introducerea mea, unde poate fi plasată Margareta Sterian în arta și în cultura românească și chiar ideologic, ca mulți alții, Margareta Sterian a făcut parte atât din mișcarea de avangardă, cât și din generația 27. I-am enumerat pe cunoscuții săi, fără însă a cunoaște derapaje similare cu cele ale multora dintre ei, mai ales către dreapta radicală, către legionari și așa mai departe. Într-un fel, precum Petru Comarnescu, acel Petru Comarnescu de dinainte de pactul cu diavolul, a rămas la centru, la centru politic, fiind orientată spre, cu simpatii către democrațiile liberale din Occident, mai ales
către America, despre care are cuvinte frumoase și în anii 60-70, în cărțile sale, cumva, cu caracter memorialistic. Și asta e demn de semnalat. Și chiar propune modelul occidental, chiar atunci, în anii aceia, 70-71, ai tezelor din iulie ceaușiste. Prin urmare, este demn de remarcat această constanță la centru și merită afirmată atunci când studiem cazul său. A fost cosmopolită, poliglotă, a tradus din engleză, are și o antologie a poeziei poloneze. Margareta Sterian e, cred eu, o artistă a celor două culturi, a celor două lumi, românească și evreiască, și cu mici excepții, după 1989 a și fost receptată ca atare. Mulțumesc. Mulțumim colegului și partenerului de volum, Cristian Vasile. Acum o să dăm cuvântul în această încheiere de cap de afiș, să zicem așa, deci nu la final, dar iată că la începutul viitoarelor discuții, doamna Ioana Vlasiu, studiul dumneavoastră îl veți regăsi în carte, e unul foarte amplu, chiar cred că are cele mai multe pagini dintre toate cele publicate până acum, legat de rolul maestrilor sau a elevelor. Dau cuvântul. Într-adevăr, studiul e cam lung și dar nu vă speriați că nu am de gând să-l rezum într-o formă exhaustivă, și de fapt vreau doar să vă împărtășesc niște gânduri legate de tema întâlnirii noastre de astăzi. Ca și Luiza, sunt impresionată de amploarea acestui proiect, de cele două cărămiduțe, dar totuși foarte importante, care sunt puse pe masă. Sunt cu atât mai impresionată de eficiența acestui proiect, pentru că studiul meu, care apare în acest volum al doilea, reprezintă o cercetare din anii 90, care la ora aceea cred că nu se bucura de prea mare interes în zona istoriei de artă românești. Mi-aduc aminte că, preocupată de acest subiect, pentru care am depus la vremea aceea oarecare pasiune, se anunțaseră pentru anul 2000 că anul trecerea, în mileniul 3, va fi aniversată la muzeu de niște expoziții mai importante, și m-am gândit să propun un proiect. Am propus un proiect care, țin minte că se intitula De la broderie la arta video, 100 de ani de arta femeilor în România. N-am primit niciun răspuns, au trecut lunile, nici n-am fost invitată la vreo discuție, am dedus că nu a interesat absolut deloc acest proiect. Așa că e într-adevăr o bucurie să văd că totuși se întâmplă astăzi ceva în zona recuperării și studierii artistelor femei. Nu am să recapitulez istoricul accesului femeilor în instituțiile de artă. Asta am făcut pe parcursul studiului, care se intitulează, cu ghilimelele de rigoare, Eleve și maestri, învățământul artistic și problematica de gen până la 1940. Dar mi-am pus întrebarea ce s-ar putea scrie dacă titlul ar fi invers, dacă în loc de eleve și maestri am vorbit de elevi și maestre. Se poate vorbi de așa ceva? Deci mi-am pus această întrebare. Adică în ce măsură au existat personalități feminine care
să lase o amprentă, care să aibă elevi, care să facă școală, care... Sigur că și dintre artiștii bărbați și profesori, numărul celor care într-adevăr au lăsat o amprentă asupra studenților lor, au avut discipoli și așa, este foarte mic. Deci cu atât mai mult femeile, în primul rând, accesul la profesorat. Cecilia Cuțescu-Ștorc a fost probabil singura, nu probabil, ci sigur, singura femeie profesor în perioada interbelică. Și ea era la zona de artă monumentală și artă decorativă. A avut într-adevăr succes ca profesoară, eleve care au urmat-o, care au citat-o, dar mai mult decât atât, chiar în afara profesoratului, ci în zona pur și simplu a relațiilor umane. Muzeul Cecilia Cuțescu-Ștorc și Frederic Ștorc, cu acest muzeu era și este vecină casa familiei Grigorescu, care a dat doi mari artiști, Octav Grigorescu și Ion Grigorescu. Și amândoi frații au mărturisit că întâlnirea cu, bineînțeles, toată ambianța acestei case muzeu, dar în mod special cu Cecilia Cuțescu-Ștorc, care a fost longevivă și au apucat să o cunoască, ea a fost cea care, într-un fel, le-a deschis ochii spre lumea asta, spre mirajul artei. Iată că există o femeie care, artistă, care chiar dacă nu a fost profesoara, dar a fost capabilă prin ceea ce acumulase și prin ceea ce era capabilă să împărtășească, să orienteze cumva destinul unor artiști. Mi-a venit în minte iar o altă artistă recuperată târziu prin expoziția Marianei Vida de la MNR, Lola Schmierer-Roth, care a lăsat într-adevăr o urmă în... Ea a fost profesoară la o școală populară de artă sau așa ceva, nu știu ce exista la Galați, sau un liceu de artă, și sunt câțiva artiști importanți care nu au ezitat să o pomenească de câte ori și-au făcut biografia artistică. E vorba de Napoleon Tiron, de Gheorghe Angel, de Iulian Mereuță, care, deși a făcut istoria artei și întâi s-a lansat ca istoric și critic de artă, a avut în Franța o evoluție de artist și care, iarăși, o pomenea cu respect și cu... Și mai era și un al patrulea, de care acum nu mi-aduc aminte, dar în orice caz patru artiști importanți care nu au ezitat să-i ridice așa un mic monument memoriei lor. Și dintre artiștii contemporani, fără egal ar fi Ana Lupaș și școala pe care a creat-o la Cluj în cei câțiva ani de învățământ, când a introdus în tipul de învățământ artistic o nouă abordare de inspirație bauhausiană, și artiști ca Alexandru Antic, de pildă, o pomenește în scrierile lui și în interviurile în care a fost rugat să spună ce personalități artistice i-au marcat drumul. În atelierul Manei Bucur, ceramistă cunoscută de la Târgu Mureș, am văzut fotografia ei pe perețea Anei Lupaș și, nu știu, era o fotografie, n-am recunoscut-o imediat, era cumva în penumbră și zic, cine e? Zice, Ana Lupaș, zice, profesoara mea, pe care... Deci o venerație pentru... Deci putem vorbi și de elevi și maestre. Și aș vrea să profit de această împrejurare să vă lansez și o provocare pentru continuarea proiectului. Există două personalități feminine despre care nu se vorbește sau prea puțin în ultimul timp. Marie Bengescu, care a trăit la Paris, a fost o prietenă a lui Rodin, a fost critic de artă,
cu un volum melanj, dar Distoar, parcă se numește, premiat de Academia Franceză, publicat și în București la Independence Romaine, deja are o operă. Ea a fost studiată, e un studiu complet, dar poate ar trebui retipărit, un studiu excelent de Elena Mateescu, pe care în mod special aș vrea să o evoc aici, pentru că ea s-a ocupat de câteva personalități feminine, de Marie Bengescu, care i-a dedicat acest studiu, care este cât o monografie în anii 70, și tot așa un studiu de dimensiuni monografice, Nina Arbore, primul înaintea monografiei lui Gheorghe Vida, dar care acoperă într-adevăr exhaustiv opera ei. Și Elena Mateescu a fost un istoric de artă cu formație de fapt artistică. Ea a făcut arte frumoase grafică, dar lucrând la Institutul de Istorie Artei și-a desăvârșit formația de istoric de artă și absolut tot ceea ce a produs este impecabil. Are și un alt studiu tot despre personalități feminine în colecțiile Muzeului de Artă și care în sfârșit a dispărut în condiții tragice, sau după 90 nu s-a mai regăsit în ce se întâmpla la noi și s-a sinucis. Deci aș... Cred că dacă veți scoate un alt volum, cumva ar trebui omagiată personalitatea ei, ca istoric de artă care s-a ocupat de arta femeilor. Și o altă personalitate feminină, nu, cu începuturi de artistă, cu studii de pictură la München, care iarăși se știu multe despre ea, dar în ultimul timp n-am mai auzit să se vorbească sau să fi citit ceva despre ea. Otilia Marchiș Bălănii Cosmuță, cu trei nume, și care a fost un personaj absolut ieșit din comun. A avut aceste studii de pictură la München, dar pe urmă nu a continuat cu pictura. A fost secretara lui Anatole France, a frecventat toate mediile artistice franceze, erau apropiate a lui Brâncuș, a colaborat la revista Luceafărul cu articole de critică de artă, cred că este primul articol despre Cézanne în cultura română în 1907, îi se datorează ei, și care am văzut că a fost de curând reprodus într-un volum al lui Mircea Angelescu despre călători, călătoare, a fost o călătoare, a ajuns prin Japonia, nu-i mai știu toată biografia, dar cred că ar merita popularizată, există în biografia și în scrisul ei și în toată activitatea ei încă lucruri care pot fi scoase la lumină. Deci cam atât am avut de spus. Mulțumim oricum pentru participare și apoi pentru introducerea pe care ați făcut-o, pentru că sigur că textele se vor citi de către cei interesați mai liniște și cu toate notele de subsol către alte surse de informare. Deschid acum discuția pentru noi toți. Nu știu, aveți întrebări? Eu am deja câteva întrebări, dar aș prefera să vină dinspre dumneavoastră oricare dintre subiecte sau neapărat cele strict enunțate aici legate de un nume sau de alt nume care vă sunt măcar curioase, dacă nu... N-am mai apucat în studiu